Dar ați mai întrebat și voi de Veorica? Nu știu, rude, prieteni, plecați prin state? S-a adaptat femeia? A învățat să zică hello? Am văzut că s-a întâlnit cu primarul din Jersey City. Jersey City, ci că e un fel de voluntare, așa. Practic s-a întâlnit cu un fel de pandele. Mi-a plăcut când am citit despre ce a discutat doamna Veorica cu primarul ăsta. De asemenea, discuțiile s-au axat pe oportunitățile economice din domenii precum energie, infrastructură, economia digitală, agroturism și sănătate. Religie, arhitectură, muzică, pictură, despre astea de ce n-au vorbit? Curling, da, domne, așa să scrie, așa să citește în limba română. Cui lăsați, doamnă, curlingul? E și vorba aia, curlingul încotro. A avut mai multe întâlniri, s-a întâlnit printre alții și cu primarul orașului New Jersey. A fost un moment în care premierul s-a lăudat că a discutat cu acesta despre o linie aeriană directă până acolo. O comunitate de aproximativ 35.000 de români ar locui acolo. Singura urmare a vizitei Veorica în state este că nu mai vedem zi de zi la televizor cu acele declarații stupide. Domnul Iohannis mă blochează. De ce mă blochezi, mă, neamțule? Sunt o femeie singură în politică, nenorocitule. Da, și doamna Veorica e perversă. N-a plecat fără să-și delege văicărelile. L-a lăsat pe Fifor. I-a zis așa: Fifore, fii atent, l-ai văzut pe Tănase de la Fece spre B? Așa te vreau, te arunci la cea mai mică atingere a lui Iohannis. Săracul Fifor, ba mi-e milă, ba mi-e silă, urlă pe Facebook: domnul Iohannis, uitați ce nenorociri se întâmplă în țară dacă nu deblocați activitatea guvernului. Ena. Deci fetița din gura șuții a fost răpită și omorâtă pentru că Iohannis nu-l deblochează pe Fifor. Trebuie să ai buba foarte mare la cap ca să spui așa ceva. Auzi că nu poate Fifor să facă reforme, da? Deci el le făcea de trei ori până acum, doar că na, Iohannis blochează tot nemernicul. Domnule președinte Iohannis, v-am întrebat cu ceva timp în urmă dacă mai este nevoie să moară oameni ca să deblocați activitatea guvernului. O altă fetiță, de această dată din Dâmbovița, a fost victima unei crime oribile, iar asta în timp ce Ministerul Afacerilor Interne rămâne blocat la vârf, neexistând nici măcar un ministru interimar care să conducă sistemul și să coordoneze lupta zilnică a polițiștilor cu criminalii și infractorii. Fifor, păi de mine, el reforma imediat ministerul, poliția română, jandarmeria, dar n-a putut din cauza lui Iohannis. Păi cât credeți că îi lua, frate, să reformeze poliția? O oră, cam așa. Domn președinte, nu puteți debloca nițel țara, face Fifor reforma statului, iar apoi o blocați la loc? Nu, a? Dar de ce? Eu vreau altceva.